reflectă principiile democratice, statutului de cetățean al Republicii Moldova, cel care a rezistat, nu a cedat istoriei. Și prea veșnice Dumnezeul nostru și nevrednicilor robilor tăi. Numele Tatălui și a Sfântului. Se bine dea Sfântului. Pentru că aceasta a fost Sfântului Tatălui și a Sfântului. Vâneți! Pacea era compromisă, predecesorii noștri se adunau sub pânza steagului național. Anume culorile drapelului, în bătaia vântului, încurajau oștenii la fapte vitejești. Tricolorul ne unește și astăzi, în toate încercările noastre de a propulsa Republica Moldova spre un viitor mai bun. La cea de-a 25-a aniversare de la ziua când tricolorul în culorile albastru, galben, roșu a devenit drapelul de stat al Republicii Moldova, Armata Națională aduce onorul tricolorului, simbolul unității naționale, independenței și suveranității statului nostru. Pentru militari, drapelul de stat are o semnificație aparte, deoarece stă la baza drapelului de luptă, care la rândul său este simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare. El evocă trecutul glorios de luptă al poporului nostru pentru libertate națională și tradițiile de luptă ale unității, amintind fiecărui militar datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența țării. Tricolorul a fost purtat cu mândrie de militari moldoveni în misiunile de menținere a păcii în Irak, Liberia, Sudan, Coasta de Fildeș, Georgia, Kirgistan, iar acum și în Ucraina. Le-a asigurat încrederea că misiunea lor, cea de mesager ai păcii, este una nobilă. Momentele pe care le trăim astăzi au menirea să ne conștientizeze și să ne apropie de rădăcinile noastre. Nu puțini au fost cei care și-au sacrificat viața pentru a apăra drapelul țării. Ei au crezut cu tărie în acest simbol și în numele lui au mers până la capăt cu demnitate. Roșu, galbenul și albastru ne-au însoțit permanent, atât în vreme de grea cumpănă, cât și în cele de izbândă și realizări. Sub aceste trei culori s-au înfăptuit marile proiecte ale poporului nostru. La rândul nostru avem datoria de a le transmite copiilor noștri sentimentul mândriei de a purta în suflet tricolorul. Aș dori să închei discursul meu cu deviza Armatei Naționale, care sună astfel: pentru patrie, pentru onoare, pentru tricolor. Drapelul național este ceva care ne face pe toți să fim împreună, să privim în aceeași direcție, să ne dorim același lucru. Domnul ministru a menționat despre multe situații în care oamenii și-au dat viața pentru acest simbol. Sunt sigur că drapelul nostru este ceva care ne unește, care ne face să gândim la fel, care ne face să avem în suflet, în inimile noastre, patriotism, care ne face să luptăm pentru patrie și pentru Republica Moldova. Încă o dată vă felicit pe toți cu această ocazie. Vreau să fim demni de acest simbol al țării noastre, vreau să-l purtăm și să-l păstrăm cu onoare și cu mândrie.
Thank you.